Da, ăsta e traseu, văd că e urmă. În iarba asta, ce mare iarba, bă. Aici e la țară, da? Trebuie închisi porții pentru că au oameni, animale pe aici. Văd de alca lumea și încă avem. Fii atent cât de mic e asta, bă, fiind. Asta e pentru tine. E fain el, la mare din față, e fain rău. E fain, se vede pădurea acolo, vezi? Poate vedem și noi o căprioară ceva. Bine, intrăm în fermă, la unde intrăm aici? Proprietate privată, oare? Trebuia să vină, bă, și valea, bă, frate, ca-n tot pedalat. O, cât de fain e pe aici. Altă treabă. Aici e apă ca lumea. Ăștia au scos pământ ca lumea de aici. Lacul ăsta e foarte fain încolo. Ferrari. De aia arată bine zona. Zona industrială, dar n-ai, zona de top. Bă, ce mașinuță aici. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou traseu de biciclete, la un nou vlog. Suntem la ieșire din Londra, St. Albans mai exact. Avem un traseu mult mai ușor față de cel de data trecută, dar e interesant și ăsta, am zis să-l încercăm. Sunt undeva la 15-16 km și drumul e mult mai ușor față de cel data trecută, dar sper să fie foarte interesant. Din ce am văzut fotografii și asta, e interesant. Tot așa, o să trecem pe lângă câteva ferme, avem și drum așa pe lângă case, frumos, liniște cum e aici în afara Londrei. Sper să fie interesant. Și sper să vă plac. Hai, Fini! Îi dai, da? Dă-te pe stradă, Fili. Pe stradă cu o parcată, ăștia aici. Hai pe aici. Da, a plouat un pic zilele trecute și sper să nu fie prea noroiat traseul. Azi un pic răcoare. Chiar dacă e soare și asta e cerul inaugurat. Un pic bate vântul. Avem undeva la 16-17 grade, dar e perfect. Apoi că traseul nu e atât de mult noroi, ceea ce e foarte bine. Am schimbat și lanțul la bicicletă. N-am mai făcut trasee de bicicletă de 2 săptămâni, pentru că după ce am schimbat lanțul, imediat m-a lăsat schimbătorul și trebuie să schimb schimbătorul. Dar am rezolvat între timp. Chiar mă gândeam să schimb bicicleta cu totul. Pentru că am văzut cum mă las una alta, am zis, bă, dacă o schimb cu totul și rezolv problema. Aia mi-ai dat o șansă, mai țin. O mai țin un pic. Pentru că e și o perioadă scurtă, putem face vloguri. De asta am dat vin ploile. Adică e vara. După ce dau ploile și astea, nu mai... Ce fain e acolo traseul. Foarte interesant, vezi ceva oi în iarba asta în fața acolo, nu știu dacă se văd pe cameră. În jos, așteptăm un pic Fini. Aici un pic de al. Dar super tare. Și chiar e... Chiar îmi place vremea asta, un pic răcoare. Frumos. Superb. Da, în timp ce am avut bicicleta în stricată, până am reparat-o și asta, care sunteți abonați la canal, ați putut vedea că am postat niște observații de păsări superbe din aceste 2 săptămâni care am lipsit cu bicicletele. Eu sper să vă placă conținutul. Încerc să
postez săptămânal, fiecare joi, o să intre câte un clip pe canal. Și sper să vă placă. Lăsați like la clip dacă vă place. Abonați-vă că o să urmeze și clipuri mult mai tari. Și plus de asta ne ajută foarte mult dacă like-urile pentru ca YouTube să ne recomande mai departe. Și tot așa. Este gratis. Și dacă vă place ceea ce facem, îmi zic că merităm. Iar finezul rămas în urmă, să vedem. Într-adevăr e un pic de al, eu tot vorbesc, mă duc în față. Și fiindcă am fost un pic pe pauză două săptămâni, el s-a cam dezobișnuit de bicicletă. Dacă e fain când de păsările. Superb. Hai, fine. Hai. Păi mi-e un pic moale roata, bă, fine, nu știu ce. S-a desumflat un pic roata în spate. Nu știu dacă așa era sau s-a desumflat acum de când am pornit. N-am verificat-o, sincer. Trebuie să nu fac vreo pană, frate, că data trecută mi-a sărut planța, acum o pană mai lipsește. Hop! Să stai în stânga aici, da? Stânga. Bă, dar ce-i pe jos? Un fel de pietriș din asta, mărunt. Asta-i macu. Floare de mac. Din câte văd eu, e cam neumblat traseul ăsta și cam mulți boscheți în drumul nostru. Hai, dăm noi drumul, nu-i problemă. Aici e ceva de cultura oamenilor. Câmp. Avem. Deci de fiecare dată avem trasee noi. Nu mergem pe același traseu niciodată. Cel puțin nu, doar dacă e ceva foarte interesant și avem ceva opțiuni. Mai multe, dar în rest am totdeauna trasee noi. Bă, ar trebui să traversăm din câte văd. Vino paralel cu mine, vino aici. Și când îi dau, îi dai și tu. Hai că ne las să trecem, hai. Hai, poți să-i dai? Hai că dau și eu pe jos un pic. Suntem un pic să ne scoat un pic la... Că bă, că uite pe unde ne dă. Da, ăsta-i traseu. Că bă, că-i urmă. În iarba asta. Ce mare iarba, bă. Hai că-i dăm pe jos un pic. Să traversăm toată treaba asta aici. E greu de mers pe bicicletă aici. Fii atent că din iarba până la genunchi, bă. Nu tunzi și iarba, nu?
Eu m-aș descurca să merg pe bicicletă, doar că tu, pentru tine o fi greu, Fineas, nu? Prefer să mergem pe jos? Până trecem de asta? Hai că dăm pe jos. Să trecem un pic de asta. Uite câta câmp avem încolo. Dar traseul nostru e în dreapta, da. N-avem treabă cu câmpul ăla. Cine mă îndreaptă? De multe ori am văzut pe traseu multe, cred că sunt alte trasee, pentru că sunt foarte multe trasee aici. Hai încet. Și ne bătea gândul să ne abatem de traseu, dar nu facem, pentru că dacă ne abatem de traseu, după aia încurcăm tot traseul și n-are rost. Ținem de traseu, că traseile sunt destul de lungi. 20 de kilometri am făcut data trecută. Azi avem 16 km, deci peste 10 km. Între 10 și 20 km, cam așa, că mai mult de 20 și prea mult. Tinea să-i mic, nu merge să-i dau mai mult de 20 km. Dar între 10 și 20 km o să fie de fiecare dată. O să fie traseu interesant. Acum mai dăm frumos pe lângă stradă. Asta ne traseu, pe aici îi dăm. A, pe aici ne dăm dreapta aici, bă. Hai, că e bine. Până când îi scoate, că nu mai mergem pe jos. Așa, așa. Hai, poți să te urci, Fineas. Aha, hai, dă-i față. Hai încet aici, încet. Încet să ne agăzi, bă, mașină. Dacă nu, dă-te jos, Fine. Bine, dă-te un pic jos. Te jos să nu atingi mașina, da? Poți? Da. Ce rău parcaș asta, frate. Oh, thank you. Da, până la urmă e capăt de drum. Am ajuns acasă. Nu știu că vin doi bicicliști pe aici. Stai așa. Aici e la țară, da? Deci nu e în oraș. E undeva la țară, în Londra. Punctul meu de vedere, în Anglia, cu cât stai mai la periferie și mai în afara orașelor, cu atât o duci mai bine. Da, văd că mai avem o porțiune pe lângă stradă de mers. Și s-ar putea să tot țin așa, să ne bagi un pic prin câmpurile astea de pe lângă, iar să ne scoate. Ne dăm un pic jos pe aici. Op! E îngust tare. Te descurci? Vino după mine, da? Hai, traversează. Dă-i pe unul, Finica, aici e... O să ai deal. Bă, dai ceva de anul un pic aici. Hai să dăm pe jos. Dacă ne obosim degeaba. Dăm frumos pe jos încet. Bă, cred că sunt ceva ferme în față. Da? Sunt ceva ferme în față din ce am văzut. Hai că o să fie vale îndată, probabil. Asta chiar că e mare de-al. Am scăpat și noi de dealul ăla. A fost exagerat, n-am putut să urcăm.
greu de urcat și pentru mine cu bicicleta. Am ales să mergem pe jos, de fine azi îl obosesc prea tare și n-are rost, că nu se mai poate pe traseu. Chiar bun drumul ăsta. E chiar foarte bun, nu mai mergi pe câmp. Ai drum de nivelat, de frumos. Drumul asfaltat mai mult de atât, chiar că nu se putea. Necirculat. Super tare. Trebuie să intrăm în stânga. Aici e acolo unde sunt porțile alea. Hai, du-te un pic în față. Trebuie închisi porțile pentru că au oameni, animale pe aici. Nu facem probleme. Traseul ăsta a început cu foarte mult deal. Și dacă n-am dat la pedală, bun din. Am avut deal ca lumea și încă avem. Bine azi mi-ai dat pe jos, îi mai dau și eu, pentru că n-are rost să ne obosim. Și uite cât de fain e pe aici, în pădurici asta. Hai, dă-mi pe bicicletă? Hai că-i drum drept. Aici e păduri în toată regula. Hai grijă la cioatele astea, da? Stai să vedem. Nici eu nu văd traseu. Ha, pe aici, pe lângă... pe lângă șanțul ăsta. Hai, dai după mine, da? Mă duc eu un pic în față. Hai de mine, dar ce... dacă ai căzut acolo. Ha? Dacă ai căzut acolo. N-ai voie să cazi. Ia că am dat de noroi. Tăticule. Stai așa, pune i dăm. Poți să-i dai pe stânga pe acolo? Te dai pe stânga pe acolo, îi dau. Bă, da, sau ai pe aici, bă. Hai să-i dăm un pic jos, că e prea mare noroi. Uite, te dai așa, dai bicicleta pe aici și tu mergi pe lângă copac, așa, uite, cu picioarele. Uite cum merg eu, invers. Așa, descurci să te ajut. Hai, hai. Tu ții frâna că-i vale aici, da? Da. Da, fain e traseu. Numai pană să nu facem. În rest n-are treabă. Hai să-i dăm un pic mai tare. Merge exact pe unde merg eu, da? Da. Mai e noroi și de asta. Cu mâna pe frână, fini. Alo. Du-te un pic mai înapoi. Să trec. Fii atent cât de mic e asta, bă, fiind. Asta e pentru tine. Ăla mare pentru tine. E fain ăla mare din față, e fain rău. Mm-hmm. Da, după cum puteți vedea aici, e traseu de călărit.
fain tare. Ne-au prins să bem și un pic de apă. Ne tragem sufletul după dealul care l-am avut. De acum, după cum se vede, urmează și vale. Ceea ce e foarte bine, pentru că am obosit ca lumea. Fain tare. Ești de la fermă, probabil. Știi? Cred că în față este fermă. Vrei să bei apă? Mai vrei ceva? Să-i dăm. Bea apă. Hai, bea un pic de apă. Și plecăm la drum. Hai, poți să-i dai. Să mă lași. Dă-i tu în față, de fapt. Nu trebuie să-mi pornesc camera? E pornită camera. Hai. Da, ce noroi pe aici. Căluțu? Ah, fain. E destul de mult noroi, dar măcar avem pe unde ocoli, adică nu e o problemă. Nu e o problemă atât de mare. Și până la urmă îi dădeam prin noroi, nu-i problemă. Trebuie să facem traseu, ne opri aia și de pe noi o baltă. Cât e fain să vede pădurea acolo, vezi? Poate vedem și noi o căprioară ceva. Un mistreț, o treabă. Cine știe ce animale mai au ăștia pe aici. Ia, că e ceva noroi ca lumea în față aici, fiind. În stânga. Stânga. Ai grijă foarte mare, dacă te-ai dus într-o baltă de asta. Ia, stai că e greu, mă, pe aici, mă. Te descurci? Dă-te un pic pe jos, dacă nu. Și mergi pe partea asta, tu, dă bicicleta prin apă. Dă bicicleta prin apă, știi? Ok? L-ai trecut, da? Au plouat, mă, au plouat câteva zile, adică era încă puțin noroi la cât au plouat. Au plouat vreo 3 zile la rând. După aia a fost o zi cu vânt puternic care a uscat ca lumea. Și acum avem ziua asta care e între, adică e, din punctul meu de vedere, numai bun. Nici cald, nici frig. Stai, pune zice ăsta pe aici, nu? Wow. Sau pe acolo, mă, hai să dăm pe acolo, că ieșim. Hai, dăm pe acolo, pe ieși poarta aia, vezi? Stânga, fine, stânga. Stânga, că e apă. Wow. Ar trebui să traversăm strada. Știi? Ai pe unde ieși? Da. A, bun, e deschis. De față. Mă lași pe mine? Lasă-mă pe mine. A, normal trebuia să luăm pe acolo, e bun. Hai, stai în spatele meu. În spatele meu și pe aici. Bang. Bă, vine valea, bă, fine, bă, avem vale. Miroase a cal, aici uite cai încolo. Ha? Bine, intrăm în fermă, la unde intră? Proprietate privată, oare? Am văzut, uite, uite, hergelie. Căluții. Hai, dă-i după mine, că... Nu știu cât de... Avem voie, că nu, dacă aici e traseu, pe aici ne dă, nu e n-ai treabă. De aici au venit caie, vezi? Da, pe aici e drum. Cumva drumul traversează ferma, cât de tare. Dar miroase a cal, ca lumea aici.
Hai, dă-i ușor așa la bari. Trebuia să vină, bă, și valea, bă, frate, ca-n tot pedalat, bă, cât de faină bici. Altă treabă. Ia uite cai, bă. Wow, altă treabă, bă, boss, bă. Bă, ce faine sunt ăștia. 5 bucăți. Bă, ce aș călări și eu unul, bă, fini, bă. Uite pe ăla negru așa, l-aș călări, cât e fain ăla. Toți sunt faini, da. Mi-mi plac că e negri foarte mult. Uite, au apă acolo, frumos. Au gard electric, aici este gard electric. Vezi? Nu-i țin ăștia, nici n-au treabă, nu-i leagă, nimic. Gard electric frumos și cât e fain stau. Dar e fain, mă, e fain. E șmechi. Curați, frumos, vezi cât e fain arată? Ia să gânechează unul acolo. Bă, da, sunt încălzit ca lumea, mă. Acum îmi pare ok, eu n-am tricou de sub, eu am decât bluza asta, nu e foarte groasă, dar... Tu ai bluză, dacă vrei, tu ai tricou? Da, de pus să-ți dai bluza jos dacă ți-e cald. Dă bluza și o punem în ghiozdan. Dăm casca la mine. Dați bluza jos și o punem în ghiozdan dacă e cald. Eu am bluza mea subțirii mei. Uite, ia. Nu fugări. Dar vezi că sunt îmbrăcați ăștia. Să nu-i fi frig. Probabil să... Nu știu, să sensibil. A, asta s-ar putea să aibă... Să fie, cum îi zici? Să aibă bebe în burte. Ce? Asta îmbrăcat. De care e burta mare? Păi de-aia îmbrăcată, mă gândesc, nu știu, să-i fie frig. Cred că se a bebe. Ăla negru v-ați vin aproape. Ăla e my favorite. Da, fain, șmecherie cu caii ăștia. Fain căluții. Plecăm și noi că am stat ceva. Bă, ce apă aici, mă. Să ții bine echilibru, să nu te duci în vale, da? Uh-huh. Hai, te descurci? Da. Nu te apleci prea tare, să nu cazi cu tot. Te descurc. Bravo, Phineas. Aici apă, că nu. Hai, că-i dăm pe bicicletă. Bă, da, multă apă, bă, frate, bă. Dă-i așa, dă-i. Poți să calci în apă, Phineas, mă, trebuie să nu... Să ai grijă, nu te oprești prin apă. Pui piciorul jos, știi că... Bă, da, mare e apa, bă. Faza e că-s găurile astea, dă-i prin apă, n-are nimic. Uite, s-a apuit, puteai să mergi. Uite, ticule, dar sunt multe belți din astea aici. Surin, nu roi. Te mergi pe aici, așa. Haide. Bă, da, multă apă, bă, Phineas, bă. Ia din cât avem, ia. Hai, dă-i și pe aici, tot prin apă, că pe margine n-are rost. E greu. Mergi încet, n-ai treabă. Hai, dă-i pe aici. Ești bine, da? Da.
Bă, ce-au făcut ăștia aici, bă? Fii atent că escavează ceva terenul aici. Escavează, vor să facă ceva aici. Cine știe, o fermă ceva, cine știe ce fac aici. O mașină, excavator în față acolo. Hop. Reticule de aici. Aici e rodrul. Bă, bine că nu-i noroi, bă, că te fii atent că aici au fost noroi ca lumea cândva. Bine că s-o usca, uite iepuri, doi iepuri în corea. Doi iepuri am văzut. Da, ce-au făcut ăștia aici, mă, nene, mă? Trebuie să nu facem pană, ce drum aici, frate. Ce drum, mă, frate. Mergi pe urma mașinii, prin o călcaroată a mașinii. Așa. Ăștia au scos pământ ca lumea de aici. Vor ei să facă ceva. Mă gândesc o fermă ceva, că ce pot să fac aici în câmpul ăsta. Pe lângă alte ferme, mă gândesc o fermă. Dar ce fain în colo, așa bă, cum se vede tot viu ăsta, bă, spectacol, bă, frate. Și ce-i drept, am încălzit și eu rău de tot. Și n-am tricou. Dar dăm înainte. Uite un lac fain în față încolo, vezi? Apa aia, văd că și niște păsări pe apă. Hai, hai, dă-i, nu știu. Ce fain se vede încolo, e spectaculos tare aici, îmi place. Acum au scos ăștia pământul, vezi, dar probabil e mai fain. Dar viu în partea aia cel puțin. E next level. Next level, tată. Lacul ăla oare s-o strâns de la apă, bă, de la ploaie? Sau așa e, prea mare să fie strâns de la ploaie, cred că e un lac ceva. Da. Fii atent aici, ce tractoare au ăștia aici, ce buldo. De ăsta pișinile, câta namela. Foarte tare lacul ăsta, vezi? Lacul ăsta e foarte fain încolo. Bă, că duci în partea aia. Ai, șmecher tare, că e fain să vede. Da, am văzut și eu ceva păsări pe apă. Hai să-i dăm fine. Hai, hai după mine. După drum, aici. Da, cred că lacul ăsta traversam partea asta, mă, dar uite, l-au închis cumva, ăștia au... O să fac aici, dar fac ei ceva aici. Cine știe ceva, s-ar putea să fie pentru lac săpăturile alea. Tu știi că s-ar putea să fie pentru lac, să ducă lacul frumos în partea aia. Lacul ăsta cred că de aici, sub drum pe aici undeva. Să ajunge în partea asta și s-ar putea să sape pentru lac. Fac eu șmecherii ceva aici. Da, cam așa pare, după cum se vede, săpat de aici încolo, da, cred. Mărește lac. Da, fain lac, fain lac. Fain, fain, frumos, curat. Curat lacul, fain. Hai. Vezi că ai curent electric pe marginea aici, am văzut. Ce-o fi pus curent electric pe cetea? Au curent electric pe gar, băieți. Cine știe, au ceva... Opa, bă, direct balta am luat-o, bă. Vă că traversăm iar aici. Stânga, pe aici, pe la tine. Dă-i așa frumos, stânga, dreapta. O colim frumos. A plăcut, da? Trebuie să traversăm aici și să dăm în față. Stai ușor că s-au mașini. A ta, cred că s-a terminat bateria la camera ta. Hai să schimbăm mai acolo, hai traversează.
Da. În spate, da. Sunt în spatele tău. Eu să faci în dreapta aici. După pomul ăsta aici, stai așa, unde? Aici zici. Uite aici. Aici așa, ai loc? Este loc de făcut dreapta? Hai de bine, ce-i uitat? A, bun, ei, nu-i rău. Arată bine și pe aici, nu? Ești în spate, Fini? Da. Unde ești? Where are you? Aranjează-ți casca un pic. Aranjează-ți un pic casca. Mai spălăm și noi un pic roțile, bă, fine azi, bă. De fiecare dată încercăm să alegem traseile să aibă formă circulară ca să nu ne întoarcem pe unde am plecat. Deci acum, practic, noi ne întoarcem înapoi. Hai pe aici stânga. Papi, am văzut ceva la... Papi, am văzut ceva la roata ta. Ce-ai văzut? Un animal. Nu aici, când am venit. A, șobolanul ăla, care l-am văzut și eu. Da, am văzut și eu. L-am văzut. L-ai călcat pe coadă, tu. Deci înainte să pornim camerele, am trecut prin, după ce am plecat, am călcat un șobolan pe coadă. Mergeam așa prin... a trecut traversatul, nu? Deci șobolan, șobolan, crezi că e veveriță prima dată. Dar șobolan era, frate, de asta de câmp. Eu l-am călcat pe coadă, așa o țipat. Când erai mic, ai văzut în ea? Dreapta, hai vino după mine. Dacă avem pistă de biciclete aici. Stai să treacă mașina. Și traversăm. Hai. Cât de bine arată orășelul ăsta aici. Foarte liniște, mașinile trec destul de rar. Chiar stau foarte bine oamenii aici. Cred că trebuie să traversăm, Fineas. Hai, dai după mine, repede.
Bate vântul ca lumea în față, nu? Hai, traversează. Dă-i. Hai, dă-i tu în față, dă-i tu în față. Mergi în drept acum, după asta, ții drumul înainte. Nu, dai înainte. Dar nu-ți eu dacă traversăm. O să-i dai un pic mai tare, Fili? Da. Hai să-i dăm o leacă, viteză. E ca lumea pista asta. Hai să nu te duci jos. Dar te ține ca lumea vântul, mă, că-ți bate în față. Un pic dacă n-ai mai pedalat și totuși noi mergem la vale. N-ai mai pedalat, te oprești. Avem porțiunea asta, pista asta de biciclete foarte ca lumea e făcută. Cred că e făcută recent. Se vede că e diferit la culoare. În fapt aici e pavat, aici. Nu știu că de recent, dar arată bine. Hai, dau eu în față? Hai să trecem un pic de orășelul ăsta. Uitați, arată aici reprezentanța Land Rover, boss. Da. Hai că traversăm aici, Fini. Arată bine orașul, oricum curat, frumos, iarba tunsă. Peste tot și în rondou. Chiar îmi place cum arată. Arată reprezentanța. Reprezentanța Bentley în partea aia, vezi? Hai să-i dăm, Fili. Hai că nu trec mașina. E o zonă ca lumea aici. Gata, s-o stânga. Hai de noi. Păi de aia, boss. Fii atent, și e... Reprezentanța Ferrari. O să mai. Uite ce e în față, bă. Ce e mașinul de aici? De aia arată bine zona. Zona industrială, dar n-ai zona de top. Reprezentanțele astea șmechere. Ce fain. Bă, ce mașinul de aici? Zi, bă, Fini, luăm și noi o mașină de aici? Luăm și noi o mașină de aici, lăsăm bicicleta. Bicicleta ta și mi-ai dea ceva deasupra, 2-3 mii. Dar eu n-am permis să conduc. Nu e problemă, găsim noi. Salut. Conduci tu? În culoare? Iar îmi place zona. Vrei să mergi în față? Ha? Vrei să te lasă în față? Nu. Dacă vrei, dă-i tu în față. Bă, Fini. Facem și noi un race? Trecem de apa asta întâi de acolo, uite în față. Dă-i, dă-i înainte. Dă-i prin apă, dă-i prin apă. Așa. Și dă-i, da? Hai. Te ajung.
Uite în față. Hai, hai, hai. Până la mașini acolo trebuie să fie. Până se termină strada. Am te băgat în fața mea, bă. Care parte merge? Hai. Dă-i. Dă-i cât iau. Aici. Aici ce te bagi în față? Bă, dar tu ce fa, bă? Te bagi în fața mea să nu trec? Uite, dacă la ea. Winner. Trebuie să traversăm, fii. Da, deci aici stau ca lumea oameni. Stau în liniște, n-au treabă. Dreapta, Phineas. Mașinile trec foarte rar. Ceea ce e foarte bine și pentru noi, că nu avem grijă lor. Păi cam pe final traseul ăsta. Nu știu dacă mai este undeva la 20 minute, cred. Cred că cam asta a fost cu ieșirile prin, nu știu dacă mai ieșim de pe stradă. Dar e foarte interesant și pe aici, pentru că e liniște, străzi din astea secundare. Orășelul prin care am trecut, iar super tare. Chiar a fost tare traseul. Hai, dă un pic, dă un pic. Bine, stai pe margine, mă. Stai în stânga. Stai să nu intrezi cu mașini în față, că da, nu se știe de unde, că n-ai drum public, până la urmă. Ah, deci acum stau ăștia, bă, frate. Deci e altă treabă față de Londra, e alt. Intrare, frumos, curte mare, altă treabă. Acum, dacă vă uitați din România, probabil vi se pare ceva, nu, ce curte asta, da. E lângă ce în Londra, 3 metri, 4 metri pătrați de curte, alții nici pe alea nu le au. Aici e aur, teren mare să ai. Și cum ai ieșit mai din Londra, stai cumva la mai la periferie. Ia te aici, da, curtea asta. Șmecher, bă, frate, stai ca buzul. Aici liniște, drum îngust. Nu trec mașini multe. Tare, fain. Chiar îmi place orășelul ăsta. Sătucul ăsta de aici pe lângă. Fain, tare. Cântecul păsărilor din senzații. Chiar fain să stai aici. Vedem ce casă are ăsta, uite, palatul de mare. Mai tare. Hai, dă-i un pic mai tare, fii. Ia-ți cocoșul. Deci au păsări, au animale, oameni.
Da. Ba nu, pici, bă, pici, am greșit, scuze. Cam asta a fost, oameni buni, suntem la finalul traseului, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare la o nouă aventură.